Falimentul din ce în ce mai vizibil al formei republicane de guvernământ i-a determinat pe nostalgici să aprecieze că românii au trăit cel mai bine atunci când România avea ca formă de guvernământ monarhia constituțională. Aceste gânduri nostalgice revin în mintea celor care cred că pentru această țară cu o clasă politică coruptă ar fi cel mai bine întoarcerea la regimul monarhic. De altfel, 10 mai în perioada interbelică se sărbătorea ca ziua națională a regelui. Că România a fost monarhie constituțională. Și după Constituția Carbonarilor la 1821-48, după aceea în 23 și care a rămas și până în ziua de astăzi, această Constituție a României este de drept Constituția care a demonstrat că România este stat de drept. Ori după 23, când au venit tancurile bolșevice în 44 și au venit cu acest partid bolșevic, n-a întrebat România dacă dorește să fie în continuare monarhie sau n-a întrebat dacă vrea să devină republică poporul, au intrat și prin lovitură de stat au introdus acest regim bolșevic care s-a terminat în 89 tot printr-o lovitură bolșevică de stat. Aceiași nostalgici cred că această formă de guvernământ consfințită de Constituția Monarhică avea respect pentru om și nu doar beneficii pentru o clasă privilegiată. Deci eu, Dan Dimitriu, sunt monarhist convins datorită faptului că Constituția din 23 îmi dă dreptul de a fi cetățean român, de a fi să-mi păstrez proprietatea care nu mai am și rămâne în continuare ca stat de drept acea Constituție. În rest, deocamdată în țara noastră nu există stat de drept. Romanul, în timpul regimului monarhic, a cunoscut și una dintre cele mai prolifice dezvoltări urbanistice, fiind unul dintre centrele urbane cele mai dezvoltate ale României, așezată strategic în inima Moldovei. La noi, în 1905-1907, când era Mauriciu Rigle primar, s-a făcut conducta de apă, s-a făcut canalizare, s-a făcut uzină electrică. Deci tot ce era mai important pentru un oraș să se dezvolte, acest primar și când a fost în perioada monarhică? Rigler, de ce origine era? German. Deci da. Pe filieră germană. Pe filieră de ce germană. A fost nevoie ca România să cunoască acest proces de dezvoltare sub un domn străin? De ce? Pentru că totdeauna și istoria noastră a demonstrat de la Burevista încoace că cei de nație de pe teritoriul ăsta erau și își vindeau gustul puterii, nu știu, glasul acesta al puterii îi a dus totdeauna să-și vândă pe cel aproape. De altfel, la Roma, în regele Carol I a înființat și prima unitate militară din România, în orașul de la confluența Moldovei cu Siretul, desfășurându-se și primele manevre militare. Această instituție monarhică, prin regele Carol I, domn și după aceea rege, domnule, a făcut armata română, domn. Datorită lui și prin puterea lui de convingere am devenit liberi, independenți la 1877. Cât știu că prima unitate militară Moldova a fost făcută la Roman. De asta Romanul era recunoscut pe vremurile acelea prin faptul că era cea mai mare armată în Moldova, de aceea se făceau manevrele la Roman în 1895-96, 1997-98 până în 2005 s-au făcut manevre la Roman. Schimbarea formei de guvernământ ar presupune un referendum național și modificarea Constituției. Rămâne de văzut dacă actuala clasă politică ar fi dispusă să facă acest referendum și cât de pregătiți sunt românii în a accepta schimbarea formei de guvernământ.